Pământul va fi lovit în următoarele ore de o furtună solară, dublată de una geomagnetică. Soarele are în aceste zile o activitate mai puțin obișnuită, extrem de intensă. În următoarele ore va fi o furtună solară care va provoca o furtună geomagnetică. Pământul ar putea să fie lovit de uriașa furtună solară în această seară. Practic, Soarele a lansat un val de plasmă și particule de înaltă tehnologie încă de duminică. Atunci, spun oamenii de știință, o pată solară enormă a erupt spontan. Mai departe, erupția a generat un nor masiv de plasmă cunoscut în termeni științifici sub numele de ejecție de masă coronală. Acest nor de plasmă se îndreaptă în direcția Pământului, asta spun experții. Totuși, dată fiind distanța dintre această stea și tera, este nevoie de aproape patru zile ca furtuna să lovească. Potrivit Daily Mail, viteza de deplasarea plasmei solare este de 650.000 de mile pe oră. Inițial, oamenii de știință credeau că Pământul nu va fi afectat deloc de această furtună solară. Interesant este că aceiași experți susțin că echinoxiul de toamnă ar face o bună parte a planetei să fie mai expusă. Potrivit cercetătorilor, evenimentul va declanșa cel mai probabil o furtună geomagnetică minoră de nivel G1, cea mai slabă și mai comună categorie de furtuni geomagnetice. De altfel, faptul că această furtună geomagnetică va avea loc la doar câteva zile după echinoxul de toamnă nu este o coincidență. În săptămânile dinainte și după cele două echinoxii ale Pământului, furtunile geomagnetice sunt mai frecvente. Explicația dată de experți este că în timpul echinoxilor, Soarele se află direct deasupra Ecuatorului Pământului. Iar magnetosfera planetei noastre devine aliniată cu câmpul magnetic al Soarelui. Nu în ultimul rând, furtuna ar putea afecta și viața pe Terra, dar din fericire nu dramatic. Printre efecte se numără și posibilele perturbări ale rutelor păsărilor migratoare în anumite zone ale Pământului. Statele Unite ar urma să fie probabil cele mai afectate, dar și în Statele Nordice din Europa, relatează mediaflux.ro.